În aprilie 2009, pe vremea când PSD era în coaliția de guvernare cu PDL, Costel Alic a fost numit director general al electrocentrale DEVA. După ieșirea PSD-ului din coaliție, Costel Alic își pierde funcția de conducere, fiind înlocuit de Cristian Vladu, fost prefect PDL. Nici Vladu nu a avut viață prea lungă la conducerea termocentralei, fiind demis din funcție printr-un ordin al ministrului economiei de atunci, Ion Ariton, semnat în data de 4 ianuarie 2010. Chiar dacă ministrul Ariton, coleg de partid cu Vladu, nu și-a motivat decizia, acesta a fost trecut pe linie moartă, atât profesional cât și politic, în urma scandalului de presă, iscat pe tema cumpărării voturilor în timpul campaniei electorale parțiale pentru postul de deputat în Colegiul 3 Hatzeg, rămas vacant după decesul deputatului Ioan Timiș. Termocentrala Minti a fost condusă din data de 7 ianuarie 2010 și până astăzi de Mircea Tiberiu Borca președintele Organizației Municipale PDL Deva. Prin urmare de astăzi, Daniel Chițoiu, noul ministru al economiei din guvernul Ponta, l-a repus în funcție de director general pe socialdemocratul Costel Alic. Acesta a ocupat tot de două ori și funcția de prefect al județului Hunedoara în perioada 1990-1992 și 1995-1996. Schimbarea lui Borca survine la câteva săptămâni după ce deputatul PNL Bogdan Țâmpău a cerut ministrului economiei demiterea mai multor directori PDL, printre care și a celui de la termocentrala Mintia, pentru incompetență, management defectuos, dar și pentru neregul de ordinul penalului, după cum s-a exprimat parlamentarul Hunedorean.